Parcul Sebastian, sectorul 5, București. Una dintre puținele oaze de verdeață din sectorul ăsta, care altă dată se numea sectorul verde al capitalei. Dar și aici sunt pericole. Nu știu cine și când a construit fântâna asta pe mijlocul trotuarului, diagonal. Dar văd că actualul primar a reparat-o recent și ne-a pus capcane. Mai ales pentru cei care nu văd bine sau nu văd deloc, a intrat peste gratile astea, riști să rămâi aici. Ia uitați-vă ce găuri au făcut. Ai călcat aici, rămâi fără picior. Astea toate s-au scuțite. De aici o să țâșnească apă, da? Dacă vine cineva, las că nevăzătorii mai au baston sau au ghid și s-a atenți la drum, dar slav văzătorii nu s-a atenți. Și poate să intre aici, să trezească, fie cu piciorul în gaură ce, fie să trezească stropit, stropită de desubt. Sigur, asta a vrut să facă primăria. Și de ce arde luminile astea și ziua? Cine le vede și le apreciază? Nu e așa că n-a fost gândit cu cap și n-a fost calculat impactul, pericolul? Nu e așa că după primul an, după prima lună de funcționare, trebuia să observe problemele astea și să evite pe viitor? Acum, iată, reparat recent, obiectivul prezintă aceleași pericole, aceleași riscuri. Mm-hmm.